Aici a născut un băiețel perfect, sănătos și a revenit în online. Cristina Aici a suferit câteva complicații după ce a născut, dar se pare că prințesa Instagramului și-a revenit foarte repede și a postat deja primele filmulețe cu bebelușul, nu Alexandru? Cristina Aici s-a întors pe Instagram alături de nu Alexandru? Cum s-a filmat alături de bebelușul ei? Cristina nu s-a schimbat cu nimic de când a devenit mamă. Este la fel de frumoasă, iar energia este la ea acasă. În clipurile postate pe Instagram, ea a dezvăluit că s-a mișcat foarte mult și a dansat cu băiețelul ei. Previn pe story cât de curând. Am înviat din morți. Ce să vă zic? Pot să vă zic că după ce naș nu rămâi cu burtă mai deloc și mi se văd și primele pătrățele. Cred că am dat jos de la spital până aici 10 kg, virgulă a spus Cristina aici pe Instagram. Punct. Cristina nu a renunțat la obiceiul ei de a se filma în timp ce dansează, însă de această dată a avut și un partener de nădejde. Deci cât m-am foit pe aici. Bebelușul acesta este exact cum mi l-am droit eu. Mănâncă, doarme, mănâncă, doarme, se joacă, puțin, doarme. A spus Cristina despre nu Alexandru. Vedeta a dispărut pentru o perioadă de pe Instagram, iar acum că a revenit a povestit în mare care au fost motivele. Nu sunt aici să mă plâng, dar am avut o săptămână groznică. Noroc că au fost mama și tata lângă mine și Alex și toată lumea și m-am pus pe picioare. Important e că sunt bine, că am scos ceva bun din mine. Am avut și acea săptămână de lăuzie. Ești destul de schimbătoare, important e să-ți fie familia alături. Virgulă le-a mai mărturisit Cristina aici fanilor. Cristina aici spune că nu vrea să povestească momentele de suferință prin care a trecut în această perioadă. Vedeta a anunțat că va reveni pe Instagram cu filmulețe în care va povesti care au cele mai amuzante clipe de când a născut.